spune-te și iarăși o luăm cu noi. Spune, domnule, pune întrebarea. Unde v-ați născut? Păi da, o iei de la început. M-am născut în Bahmutea, în Basarabia. Era iarnă, ăsta e un sat din județul Tighina. Taic-mea era pe acolo, era ceferist și din cauza asta s-a întâmplat evenimentul acolo. Interesant a fost că era iarnă și m-am născut pe 25 decembrie 1938, dar ca să nu mă ieie un an mai devreme la armată, pentru că era chestie de an. Păi cu 38 loc, un an înainte și pe din 39 și mor, declarat pe 39 1 ianuarie. Deci, adevărata dată de naștere este 25 decembrie. Credeți că are vreo semnificație sau semnificație? Să pun altfel întrebarea, simțiți ceva ceva legat de dată, pentru că e și interesant, eu am și vorbit cu maică, mi-am întrebat-o când m-a născut, chiar pe 25, și zic, era 25. Bineînțeles că m-a și apăsat data asta cumva, până numai de mult. Păi am spus că nu, e o întâmplare, m-am născut pe 25, dar te obligă, întâmplarea asta te obligă. Și unde ați urmat cursurile primare? Aici în România sau în Basarabia? În România. Școala primară, liceu și... O venit după aia refugiu, cam când aveam vreo 4-5 ani așa, și ne-am refugiat în curtea de Argeș, și acolo maică mea avea niște rude, adică avea o soră. Ne-am dus acolo și, de fapt, n-am stat în curtea de Argeș, am stat lângă curtea de Argeș și la Merișani. Acolo taicum era impegat. Stăteam într-un canton, n-aveam să stăm. Maică-mea era învățătoare și, din cauza că eram prea mic, aveam... Nu puteam să mă lăs acasă, m-a luat, de pe la vreo 5 ani m-a luat în clasa întâia. Și când am avut 6 ani, deja eram mutat la Ciceu. Am făcut din nou clasa întâia, adică acum pe bune. Și tot cu maică-mea, că tot era ea învățătoare acolo. La Ciceu erau foarte mulți maghiari, foarte puțin unguri. De ce spun? Pentru că toate clasele erau comasate într-una singură. Adică a întâia, a doua, a treia, a patra, se făcea într-o singură clasă și cu toți deodată. Așa. După aia clasa a cincea, a șasea la Belcești, în județul Iași, și a doua, a treia. La Belcești, după aia am venit în Iași, s-a mutat taic-mi iarăși cu CFR-ul, l-a mutat, nu știu ce. La Belcești era tot o haltă. Deci am stat în locuri de-astea așa, cu hălți, cu cantoane, cu acari, cu marfare, cu drezine, cu semafoare. Cu... A patra, a cincea am făcut-o în Iași la... Mărzescu, asta era pe Socola, este și acum școala, dar s-a schimbat total acolo, locurile nu mai sunt ca atunci. Și începând din clasa a șasea, am fost la LB1, se numea, acum e Colegiul Național, deci liceul de băieți numărul 1, care e în centru aici. Atunci se făcea cu 10 clase. Deci am făcut 10 clase, la 16 ani eram deja la medicină. Am terminat și în noiembrie am împlinit 16 ani când eram student în anul întâi. După am făcut medicină, am întrerupt vreo 2 ani, prin anul 4. Deci am făcut cam 8, cu tot cu întrerupt. După am practicat medicina vreo 12 ani, până în 75 la Dolhasca. Și după am lăsat și de medicină și de tot. Adică în afară de scris, de asta nu m-am lăsat. Deci ați trăit în Iași mai bine de jumătate de secol. Da, și de atunci, din 75 până acum tot în Iași. Deci 75, și după câte 30. Ne-ați povestit, am înțeles că ați umblat foarte mult. Da, deci foarte mult traseu. Din traseul ăsta, care v-a plăcut mai mult? Ce loc vă leagă mai mult? Taică-mi. Datorită lui taică-mi, că era ceferit și îl muta în diferite părți. Cred că locul care m-a marcat cel mai tare este Belcești. Adică când am făcut clasa a doua, a treia. Atunci bănuiesc că ăla e locul care m-a marcat. Atunci am avut și primele lecturi, nu știu, întâmplător mi-au căzut în mână Aventurul Tom Sawyer.
cred că mi l-a adus cineva, nu mai țin minte cine. Ce am mai citit atunci? Da, Robinson Crusoe, 20.000 de leghe sub mări, de jur, de aia. Deci astea erau de bază. Și după aia au revenit chestiile astea. Eu și acum citesc Robinson Crusoe. Și Jules Verne a fost una din marile bucurii. După aia când am venit în Iași, stăteam pe Mărzesc, am avut un coleg de bancă, chiar de bancă era, taic și era mic comerciant și avea, colegul ăsta avea un frate, domnule, și avea un pod plin cu cărți de aventuri. Da, literalmente un pod plin cu cărți de aventuri și îmi dădea și mie, dar îmi dădea cu geanta așa, și veneam cu o geantă acasă. Am citit alea de aventuri, am citit ceva de groază, că alea cred că mi-a strânit pofta de lectură foarte tare. Maica mea nu prea era de acord, le tot ascundea când le găsea la mine, găsea câte 10, câte 20. Erau cu fel de fel de chestii, cu o trădită noaptea anunții, cu criminalul de la ora 5, chestii de astea, cu niște coperți fioroase. Deci înțeleg că dumneavoastră erați atras de literatură. Și pașii către medicină, cumva... Medicina, cu medicina, știu, asta e... Probabil că în familie a fost tendința asta să fiu dat la medicină. Deci acum mă gândeam... Toți mă întrebau, dom'le, ce te-ai dus la medicină? Bine, atunci eram și foarte puier, aveam 16 ani, credeam că pot să fac absolut tot ce gândesc. Țin minte că eu m-am dus la medicină, asta era, deci m-am dus eu, nu, cu vârșăi la alți, bineînțeles, m-am dus ca să vindec cancerul, adică era razantă chestie. Mă duc, vindec cancerul și salut. Ei, nu s-a întâmplat așa. Nu știu, oricum mie nu mi-a prit medicina atunci. Prin anul 4 m-am îmbolnăvit, a fost o chestie foarte... Noi făceam... niște controle obligatorii. Și acolo mi-a depistat un absolut întâmplător, m-am dus la control. Un infiltrat TBC supravicular drept. Deci după aia au început cu internări, cu stat la Bârnova, cu stat acasă vreun an jumate, atunci am trecut 2 ani. Și dacă până atunci mai vreau să fac eu medicină cumva, după ce m-am îmbolnăvit, după ce m-am refăcut, adică m-am stabilizat, am refăcut iarăși anul 4, n-am mai dat examen, aveam niște diferențe, dar n-am mai putut să le dau, adică n-am mai vrut, nu mai... După aia nu mi-a fost gândul la medicină deloc. Deci, practic, am început să scriu ca lumea după ce m-am îmbolnăvit și în timpul ăla cât am stat în spital. Până atunci scriam foarte prost și nici n-am arătat, nu? Și după aia, ducându-mă la Dolhasca și acolo nu avea nicio șansă, nici de publicare, nici de nimic. Bineînțeles că ea nu știau că eu scriu versuri, acum am transcris într-o dulce neștiință, așa. Nu m-a interesat publicatul, nu până prin 79, așa. Atunci 69. Și atunci tot întâmplător, a venit un prieten, Adi Cuzin, și a spus, domnule, eu îmi scot o carte, hai să-ți duc să-ți ții la editură. Nu se putea publica cum scriam eu. Adică era ceva clar, evident. Și ăla mi-a dus, o stat cartea aia vreo... Deci nu, prin așa, o stat vreo 3 ani la editură. Eu spus, da, domnule, e bună chestie, nu știu ce. Atunci m-am făcut cunoștință și cu Onirii și grupul Onirii, că acum nu se prea știe despre ce e cu Onirii. Și ăștia cu Dimov, cu Țepeneac. Țepeneac trăiește la Paris. Era Vintilii Ivanceanu, Vintilii iarăși trăiește la Viena, Dimov a murit. De fapt, el era șeful Onirișilor, cum s-a spus. Și i-am cunoscut pe ăștia, mi-a mai dat așa un soi de entuziasm, m-am lipit de ei. Uite, chiar în România Literară de azi, care o portă, este o poză din 81. E din 81, probabil că la un consiliu, unde sunt împreună cu Dimov și cu Dinu Flământ. Dinu Flământ trăiește în Paris. Literatura a devenit de atunci o profesie? Ați putut să trăiți din asta sau ați mai făcut și altceva? Stai puțin. Deci profesați medicina. Păi am profesat medicina până în 75, când pur și simplu am plecat. Mi-am dat demisia și am terminat cu medicina. Cam până în 83 n-am avut servicii.
Deci am venit totuși la părinți, adică n-am venit așa în aer, în casa asta, la care și eu contribuisem, eram și eu proprietar. Și am stat vreo, din 75 până în 83, până la începutul 83, asta cam pituș așa. Și atunci era foarte dur, pentru că nu era voie să fii șomer, chestii de sens, pentru că eram membru a Uniunii Scriitorilor. Ăștia nu erau, chiar era un punct acolo, că toți membrii Uniunii Scriitorilor sunt considerați în câmpul muncii, că era chestia aia, că te trimitea la stuf, că nu știu ce, adică la stuf să tai, stuf să faci treaba, adică nu era voie să fii parazit. Și aia parazit. Nu aveai voie să ai plete chestii de astea. Fiind în Uniunea Scriitorilor, n-am avut probleme cu treaba asta. Adică n-am fost luat drept parazit. Și din 83, în 83, bine, eu tot vreau să fiu redactor, nu știu ce, la convorbiri literare, cu chiu, cu vai, mi s-a dat o jumătate din normă. Păi nu eram membru de partid. Și dacă nu erai membru de partid, nu puteai să fii redactor. Și împreună cu Danilov am fost. Jumate din normă avea el și jumate din normă eu. De corectură. Asta o dura până în 89. Când brusc, Nichita cred că a plecat la un muzeu, pare mi se Topărceanu, i-a rămas în continuare și după Revoluție, cum ar fi, am fost redactor șef adjunct la Convorbiri Literare, cu Liviu Antonesi, împreună și el era redactor șef adjunct. Și redactor șef era Alexandru Dobrescu. Și după aia nici nu mai țin minte când s-a sfârșit cu revista, oricum. Că ea încet, încet, din tăi au fost fonduri la Uniunea Scriitorilor, nu știu cum, și până la urmă s-a topit și n-am mai putut scoate revista. Până prin 94, cred că. N-aș putea spune sigur. Cum vă procurați materialul documentar? Atunci era o invazie atât de mare de cărți. Adică simțeați nevoia poate să citiți și operele altor colegi sau chiar din literatura universală, internațională? Colegii erau, nu se traducea așa atunci în literatura universală, dar bineînțeles, nu se traducea cum se traduce acum și nu sunt unii autori care înainte nu erau traduși, e clar. Însă erau destui de autori de citit și am avut și timp la Dolhasco, era foarte mult timp de citit. Adică eu chiar îmi programasem, era un soi de program de ăsta că trebuia mort cop să citesc minimum 40-50 de pagini. Și îmi plăcea, nu îmi plăcea, citeam 40 de pagini, așa am citit Balzac în românește, era tradus vreo 10 volume, Cehov l-am citit așa, din tăi greu, greu, și pe am început să-mi placă și Balzac la fel. Dostoevski mai târziu, pentru că nici nu fusese publicat tot. De fapt, au fost cam până pe vreo 11 volume. Bine, ăștia erau mari ruși, Tolstoi, Turgenev, da, și erau și traduși francezi, era Proust. Știu că în asta m-am potmolit câțiva ani. Adică de citit, ce să spun, o mișuna din nopți pe care am cumpărat-o cu o sumă enormă la Anticariat din București, în franțuzește. Era tradus și în românește, dar lipsau niște fragmente. De, nu era problema că nu erau cărți, problema era să le citești pe alea care sunt, dar erau totuși clasici. După aia, normal, s-a făcut Kafka, la care îmi plăcea foarte mult, au apărut opere complete, Faulkner au apărut aproape tot, cred că tot chiar, a tradus Mircea Ivănescu până când l-a terminat. Și m-am plasat pe mari scriitori. După 90, să zic, care a fost așa o lectură de asta care să mă... Cred că Harms, deși el era tradus și înainte, însă foarte puțin, după a fost tradus mai mult. Dar iasă și ăsta e tot un rus. Miller, da, ăsta m-a cam dat peste cap, care nu era tradus de mea. Acum a fost tradus. Știu, nu mi-aduc aminte, dar cred că sunt.
mai sunt Selin, care nu era tradus înainte tot și acum a fost tradus. Nici acum nu e tradus tot. Dar principal e să ai timp, așa, dacă o iei cu cititul, cred că îți trebuie vreo 200-300 de ani. Dar nu glumesc, chiar trebuie. Adică să-i citești. Bine, e foarte greu să te rezumi la câțiva scriitori. Și până la urmă asta trebuie să faci, că n-ai timp. Sunt anumite perioade în viață când avem nevoie de modele. Dumneavoastră, ați avut un model? Da, am avut, cred că mai multe. Păi, în primul rând, a fost, era Dimov. Pe mine Dimov, adică faptul că eu i-am descoperit pionierii și așa din reviste, din cărți după aia. Și chiar țineam foarte mult la el, am fost, la el a venit și el la Dolhas, că a fost un an nou de pomeni atunci când a venit. Normal că era nevoie de modele și mai era nevoie de niște modele de astea, niște scriitori foarte liberi care nu aveau treabă cu politica, nu aveau treabă cu nimic, ei vreau să scrie. Asta era Dimov. Pentru mine, întâlnirea cu grupul Oniricu a fost absolut determinantă și foarte salvatoare. Eu a fost salvatoare. Erau cu totul altfel. Bineînțeles că ceilalți erau și foarte mari poeți, foarte mari prozatori, dar erau contaminați cumva. Ăștia aproape deloc nu au fost, sau chiar deloc. După aia cu Ștefan Bănulescu iarăși a fost o întâlnire pentru mine foarte, foarte importantă, pentru că îmi dădea și posibilitatea să public și ținea și foarte mult la mine. Întâlnirea cu Dinescu, care era un entuziasmant, așa, era un tip care făcea versuri pe stradă, le cânta, le spunea. Era slab, era cu plete, era cu ghitară, nu era ca acum. Deci, cine ar mai fi fost? Dar ăștia, într-adevăr, erau determinanți. Au fost Bănulescu, Dimov. După aceea m-a ajutat foarte mult, adică m-a incitat Manolescu cu dându-mi rubrica asta în România Literară, care e de vreo 12 ani deja o țin, care mă face să fiu priză. Și cred că mai sunt Florin Mugur, iarăși Florin Mugur, care îmi publica cărțile. El era redactor la Cartea Românească, el chiar a venit și a stat în Dolhască. Mi-am găsit o gază și venea să scrie acolo, eu îl încurcam. Adevărul că el venea să scrie la mine, dar eu nu puteam să scriu când era el acolo. Era ceva ciudat, adică eram obișnuit să fiu eu singurul poet în satul ăla, știi? Dacă mai era unul, de aia în plus. Chiar mă miram cum dracu stau în București ăsta poeți împreună, nu se ucid unii pe alții acolo. Ce întâlnire ar mai fi? Nu, asta cu grupul Oniric, care a avut loc în 66, i-am cunoscut eu, 67, așa. Absolut determinantă. Și întâlnirea cu Bănulescu, care s-a purtat extraordinar de frumos cu mine. Și mi-a dat și curaj, adică nu m-a publicat cu regularitate. Nu spunea problema că trimit și nu mă public, adică era ceva, trebuia numai să scriu eu. Iar la Mugur la fel, trebuia să scriu eu, să fac eu cartea, că o publica. Mugur a ajutat pe foarte mulți. Și a scos foarte mulți scriitori care acum sunt foarte bine cotați. Toți au debutat aproape. Cărtărescu e debutat tot de el. Și să spunem că aceste modele v-au canalizat spre un anumit traseu literal, dar ca surse de inspirație. Ce ne puteți spune? De unde luați energia aia creativă? Unde o găseați? În natură? În femeie? În social? De unde? Nu în social. Nu. Ce se întâmplă? La mine lucruri sunt foarte concrete, mai ales la început. Chiar foarte concrete. Adică toate năzdrăvâniile astea care apar în primele cărți, eu chiar le vedeam, aveam o gazdă foarte gospodăroasă, așa, asta avea și stup și fântâna personală, că nu toți au fântâna lor în curte, era și ceasurnicar, era și tâmplar,
Avea și grădină în spatele casei, și păpușoi, și fasole, și flori în față, și, nu știu, vrea să deschidă o prăvălie înaintea mea, în camera în care stăteam, era o cameră imensă acolo. Deci aveam obiecte, lucruri foarte la îndemână, șanțuri, trenul trecea la 5 metri, la 5 metri, de aceea stăteam lângă un canton. Și toate elementele astea din poezie, care sunt foarte concrete acolo în Directivul Artur, în Julien Hospitalier, sunt luate din jurul meu, adică nu era nimic, poate că numele. Deși Julien Hospitalier era Flaubert, nu? Adică Directivul Artur era mai dinainte. Artur, a spus unul, eu Artur. Deci era, principalul era să le văd. Trebuia să le vezi, să le observi. Iar din... Bine, femeia, cum să ne-am femeile? Foarte mare importanță. Asta nici nu se mai discută. Să se tace și să face. Deci asta era... Pe atunci era la modă poezia asta foarte abstractă. Nichita Dădusă, Nichita Stănescu, Dădusă Tonu. Nu știu eu, poate că altfel n-ar fi putut să publice, că ăștia nici nu prea înțelegeau ce spunea pe acolo. Cenzura, cumva. Dacă erai pe concret și nu erai pe linie, nu te publica. De asta Dimov a făcut o spărtură foarte puternică atunci. Și prin spărtura aia am intrat și noi așa, fiind total apolitici. Atunci, chestia e foarte greu de explicat, pentru că acum lumea, mai ales ăștia tineri, nu înțeleg cum era, cum naiba era. Ei, uite, așa era. Mari scriitori, Ion Alexandru. Ion Alexandru, că el nu a putut să publice decât dacă a publicat și o poezie cu partidul, și care a apărut și în carte. Și toți ăștia au publicat, nu? N-aveau cum. N-aveau cum să apară. Acum, bineînțeles, era... Puteai să spui, domnule, eu nu public, eu scriu, nu știu ce. Au fost de sinucidere, cumva. Adică să apară postum. Foarte puțin au scăpat de chestia asta. Uite, Virgil Mazilescu a fost total apolitic. Apolitic în sensul că nu era cu politica de atunci, era împotriva ei. Dar în poezia lui nu se vede absolut nimic. Este un caz rar, treaba asta. Un caz rar. Virgil Mazilescu. Cred că și Constanța Buzea, interesant, și Constanța Buzea, cred că Ileana Mălăncioiu, care o scăpa de buba asta. Știu eu, Dinescu, foarte puțin. Și trebuia să-ți aduci și cumva să dai obolul, știi? Că dacă scrieai o poezie cu partidul, după aia mergeau și alălalt. Dacă te încăpățânai, să nu. Și câțiva ne-au încăpățânat și au mers. Adică s-au văzut că se poate și așa. Fără să scrii poezii pentru patrie, pentru partidul comunist, pentru Ceaușescu, chestiile astea. Dar era... Nici eu acum nu mai dau seama. Adică foarte multe poezii eu le-am scris negândindu-mă niciodată că o să le public. Și asta îmi dădea un soi de libertate maximă. Adică pe mine nu mă interesa. În momentul în care îți spui problema, domnule, dar oare o să meargă sau nu o să meargă, deja îți faci o cenzură. Deja te oprești în ceva. Gândești, dar uite, dacă scriu așa, nu mi se public. Dar dacă te gândești la început, eu nu scriu ca să le public, pur și simplu le scriu. Eu nu credeți acum că era ceva simpatic chestia asta. Era foarte... Era chiar tragică treaba. De-aia când am văzut, a fost deschiderea prin 68, când s-a făcut joncțiunea cu Ceoslovacia și după aia au invadat rușii Ceoslovacia și s-au dus totul în aibă. Atunci îți părea, când a fost Dubček în Ceoslovacia și când părea că o să fie o deschidere, mă rog, venise Dubček în România, era un curent foarte așa de libertate, cumva, de deschidere, dar invadata aia Ceoslovacia a făcut praf acolo, a tras cu
mitralier, eu de unde știu că am văzut, în sensul că am avut norocul ăsta. Era o excursie de asta județeană, nici nu era, o excursie de județ, așa, întâmplătoare, cu un microautobuz. Și a fost prima excursie în Cehoslovacia după invadarea Cehoslovaciei. Am fost prin Iugoslavia, prin Ungaria. În Ungaria nu vrea să ne dea drumul în Cehoslovacia, că fusese treaba aia și erau ruși încă acolo. Și atunci am văzut, dumneavoastră, am văzut cu ochii mei parlamentul ciuruit de gloanțe, televiziunea cu geamurile sparte și afumate, tancurile alea ascunse pe după pădurici, așa, cu ruși, iar pe toate străzile erau scrise, erau desenate așa, erau desenate niște porci și secera și ciocanul și cu drumul spre Moscova, adică în sensul că rușilor cărați-vă din țara noastră. A fost foarte impresionant pentru că noi atunci nu ne-am băgat, n-am intrat și noi cu rușii, ceilalți din pactul la Varșovia sau, știu, cu intrat și toți ne aplaudau că avem numărul ăla de mașină cu R. Am avut o ghidă care tot timpul plângea, se văita, ne-a dus acolo unde și-a dat foc un student. A fost o experiență foarte interesantă, cred că definitorie pentru mine. I-am văzut cu ochii mei, acum nu am citit în ziare. I-am văzut. Și după 68 iarăși s-a închis toate. Treptat s-a închis din nou. Libertatea aia iluzorii care... Noi atunci, un grup unit vrea să scoată chiar și un supliment, ba chiar suplimentul a fost și în spalt cumva, adică numai nu a apărut la Luceafru, Bănulescu a vrut să scoată un supliment care se chema Ochean, erau 4 pagini, ai grupul Oniric și n-am, în ultima clipă ni l-o desfințat cenzura. După 89. După 89 am fost foarte obosit, pur și simplu. Nici nu știu cum a trecut anii, eram extraordinar de obosit. Eu am venit prin teren de asta de corectură, de toceala a minții. Și pe o corectură stupidă, pentru că erau foarte multe texte de astea politici. Trebuia să citim unul tare, unul să urmărească în gând. Mă rog, asta a fost vreo din 83 până 89, 6 ani, cam 6 ani de închisoare de asta, de corectură. M-au consumat foarte tare. De aia în 90, până pe 92, 3, 4, așa, mi-a fost obosit cumplit, nu mai știam ce... Deși eram acum redactor șef adjunct, chestii de... Nu mai trăgeam mâța de coadă. Și aici, iarăși, aici a fost rolul lui Manolescu, că am putut să am rubrica aia care m-a obligat, pur și simplu, să fiu prezent. Bine, după aia m-am și obișnuit, am intrat în ritm, așa, primii 10 ani e greu, că după aia merg. În asta, oricum, ați fost o fire, să înțeleg, independentă, chiar și în condițiile dinainte de 89. Dar după 89, cum s-a reflectat această, zis, democrație în opera dumneavoastră? Deci tot ce s-a petrecut, revoluția, sau așa zisă revoluție. Cum să spun, Salton nu este spectaculos în ceea ce privește scrisul, pentru că și înainte tot așa scriam, adică la mine, practic, dacă am avut ce face în plus, e să-mi public niște, cum a apărut acum la Polirom, Cerșătorul de Cafea, cu scrisorile către Raicu, care erau scrise de prin 80 și eu le-am publicat în anul trecut, în 2004. Deci a trecut 24, un sfert de viață a trecut.
Și e o întreagă poveste și cu scrisorile astea care eu îi le-am trimis, unii nici nu cred că sunt reale. Da, îi le-am trimis. El când a fugit, că atunci nu puteai să pleci, când a fugit în Franța, l-a lăsat, Dinescu l-a luat la el, i l-a dat după 90, după aia mi l-a dat Raicu înapoi, originalii, el păstrându-și xeroxatele. Și în felul ăsta am reușit să le public. Deci, așa, plus că am continuat să scriu tot pe linia mea. Nu... La mine nu a fost așa de schimbat. Era de la început asta. Nu a fost de schimbat textul. E clar că pe piața de carte a apărut foarte, foarte multă informație, foarte multă diversitate. Pe asta m-a și copleșit ziarele. Înainte eram obișnuit cu un ziar. Cred că eram abonat la Sportul înainte de 89. Da, că ăsta era așa mai... Totuși, scorul nu era politizat. Și da, chiar numai la Sportul eram. Și după aia, dumneavoastră, eram la câte vreo 15 ziare. Nu mai privideam, era pofta aia nebună să citesc ziare multe, diferite. E și acum sunt foarte multe, adică acum le-am mai strâns de pe jos, nu? E ceva de groază. Televiziunea care era înainte restrânsă la nu știu câte ori, nici nu mai țin minte, știu că era numai câte, nici nu mă uitam la televizor. Sunt foarte multe schimbări. Dacă ai trăit și în partea elaltă, deci înainte 89, și în partea asta, să observ că e forfoteala mare acum. Acum, principalul e să ajungă undeva, știi, tot nu să stăm în forfoteala asta permanentă. Încă mai sunt aia care au fost înainte, prin diferite părți. Nu chiar peste tot, dar mai sunt. Și ăștia nu, sunt cu dinții, nu vor să plece, nu vor să renunță. Au deja a doua generație, fii, copii, nu știu eu, rudile lor, așa, că încă sunt mai complicat. Credeți că s-a întâmplat ceva pozitiv în lumea literară? Tu, eu cred, toți spun că cultura e pe moarte, că nu știu ce, păi, în primul rând că este poezia tânără, care e cu totul altfel. E total dezinhibată, influențată de altă literatură cumva. Noi ăștia, cam de vârsta mea, am fost mai mult literatura rusă, nu aia sovietică, rusă. Și scritorii ruși foarte buni. Dostoievski, Tolstoi, Chekhov, Turgenev. Ăștia sunt pe literatura americană. Pe... Și sunt foarte buni poeți, nu știu, deci e o criză, nu este tot o criză, dar să luăm cazul ăsta din, uite, exemplu din Iași cu Poliromul, cu colecția asta de prozatori tineri, în care au apărut, cred că, și peste 20, așa au apărut într-un an, de o totală dezinhibare, de unii foarte buni, competitivi, de-abia acum cred că începe, și poezia care îl are pe Vinea, au editura Vinea lui Țone din București, unde apare poezia tânără foarte bună. Știu eu, Ruxandra Novac, Claudiu Comartin, sunt mai mulți. Și deci noi avem unul foarte bun aici, Acosmi, Nimigean, Acosmi, Danilov, care e mai dinainte. Nu, el e totuși mai din înainte de 89. Acum nu mai se scrie. Dar, nu știu, este mai mult o goană după bani decât după scris, nu vreau să... Adică scrisul a devenit ceva romantic, așa, ca un tango. Toți vor să iasă banii. Poate este bine, stai acum, hai să fim serioși, că e și nevoie de bani. Prețurile cresc permanent, întreținerile nu știu cât, lumina nu știu cât, apa e nu știu cât, mereu moros chestiile astea. Căldura, iarăși nu știu cât, iarăși în aprilie, acum la întâi, iarăși a fost o mărire de prețuri, cu acordarea asta la prețurile europene, o să ne cam zguduie încă câtva timp. Cum vedeți dumneavoastră Europa în următorii ani? Inclusiv România, în Europa. Dumnezeu, n-am prevăzut Europa, eu de-abia...
Bine, așa am fost, dacă... Ce, Bulgaria, am fost înainte de 89, știu, după ce am fost în Iugoslavia, eram cât pe ce să fiu trimis în Finlanda și nu, s-a întâmplat ceva, că în ultimul moment mi-a spus, nu mai plecați noastră. Și după aia m-a trimis la Struga și acolo m-am nimerit cu Dinescu, unde am fost, noi, într-adevăr, liber, nu știu ce, în Iugoslavia, era o chestie minunată. Acolo am avut fantezia să scriu pe o tablă, că eu fac, sunt președintele, ne punea să scriu pe o tablă. Eu eram cel mai bătân din delegat. Sunt președintele rezervații naturale de îngeri din Dolhasca, care este un stat independent. Ei, și după chestia asta n-am mai fost trimis, nu știu câți ani, foarte mulți ani n-am mai fost trimis după povestea asta. Și am și desenat și stema și emblema cu un înger și cu nu știu ce. Și după aia am cam stat pe loc și în sfârșit m-am trimis în Bulgaria. Dar în Bulgaria parcă era la reciclare, acolo ne-au dus numai prin catacombe, pe unde au fost uciși, împușcați comuniști, la niște regimente, am citit, aia nu înțelegeau nimica. Deci a fost o pauză lungă, lungă. Iar după 90, da, am fost, nu în Europa, am fost în America 2 săptămâni, o săptămână la Washington și o săptămână la New York. Când au fost trimis mai mulți, au fost trimis și oameni de teatru și acosmic, jazzul. Arte plastice. Așa, cu arte plastice, am fost o trupă întreagă. Eu eram cel mai bătrân, aveam 60 de ani. Ca dovadă, chestia asta m-a și controlat pe aeroportul Kennedy. Era un negru așa uriaș care avea o chestie de controlat pe mine, că m-a văzut așa, m-a văzut și cu asta așa bătrân. Așa. În Europa. În Europa am fost de-abia... În 2003 am fost la Paris. Atât. Asta e Europa mea. Am avut norocul că am putut să stau o lună, norocul, pentru că am fost trimis pentru vreo 3-4 zile, dar mi-am găsit acolo cineva unde să stau. Era foarte important să ai unde să stai, să ai și să mănânci. Nu? Și vii cu o imensă nostalgie, că uite, domnule, puteam să stau, aș putea să mă duc de nu știu câte ori. Știu eu când te duci, prea vreo 63 de ani, 64. Deja, dar e bine și așa, oricum. Oricum aș mai duce la Paris. Asta e Europa mea. Parisul, o lună. Da, asta. Ce și e altceva, acolo e altceva. E altă lume. Adică nu se compară, n-ai ce compara, ci că București e mic cu Paris. Iașu e mic cu Paris, amicului Paris, chestii de astea, nu e niciun mic Paris, nici București e București, Paris e Paris. Ce proiecte aveți? Proiecte. Păi ce proiecte am? Proiectele nici nu se spun. Asta e o superstiție, eu să spui proiecte, că după aia nu le mai faci. Bineînțeles că am, dar... Mi se apar antologii, să mai scriu, să-mi continui rubricile, să trăiesc în primul rând. Asta devine așa o chestie de... Înainte nu mă gândeam la chestia asta, domnule. Înainte mă gândeam așa, domnule, de-aș trăi așa, știi, pe la 30 și spuneam... Nu, când m-am bonăvit, zic să trăiesc la vreo 30, 33, așa ca Iisus Hristos. Asta apropo că m-am născut pe 25. După aia am spus să-i trăiesc până la 40, după aia le-aș trăi până la 50, după aia până la 60, dar acum spun așa, de-aș mai trăi până la sfârșitul anului, cam așa vine. Adică pretențiile încep să fie mai mici, nu cu câte 5 ani, cu câte 10 ani înainte. Dar oricum, e nasol să fii mort, asta am spus întotdeauna. Nu-i plăcut, e incomod. Absolut incomod, stai sub pământ, nu vezi nimic, nu vezi femei, nu miroase aer, soare. E nașpa, cum spune, e nașpa să fii mort. Cred că asta am realizat-o foarte puternic când a murit Mihai Ursache. Care m-a impresionat foarte mult, adică când mă întâlnisem
cu câtva timp înainte, că el era foarte indiferent în ultimul timp. Și chiar i-am spus, ce cu tine, domnule, ce se întâmplă? Că eu mă uitam, trecea câte o tipă, mă uitam după dânsă, câte, băi, Mișu, vezi cum se rotește ea. Și bă, pe mine nu mă mai interesează chestiile astea, zic, cum dracu să nu te interesezi? Și că da, uite, probabil, spunea și avea explicații foarte interesante. Probabil că este o formă de apărare a organismului. Adică organismul când simte cumva că o să moară, și eu cred că el o simțit treaba asta, nici nu mai dorește. Adică îi ajunge cu ceea ce îi se dă de către starea aia de semi-viață, că nici nu-i viața aia. Câteodată, dar bănuiesc că este și starea asta contrară, știi, să-ți placă foarte mult viața și să cazi lat. Ceea ce e groaznic. Măcar Mișu era cumva, spun el, și el și conștientiza. Adică el își dădea seama că indiferența asta lui, care era reală, era reală, nu era mimată, nu era, îi face bine, că altfel ar fi explodat de, știi, de groază, că cum, domnule, uite ce în jurul meu, uite ce soare, uite ce frumos e și eu mor. Asta e rău de tot. Adică, s-a obișnuit cu gândul ăsta, nu-mi dau seama. Eu nu știu, eu nu pot să mă obișnuiesc cu chestia asta, mi se pare ciudată. Adică, mi se pare, chestia cu moarte mi se pare ceva absurd. Adică atunci ce naiba te mai naști? Adică bine să dai așa un spațiu, da, un timp de aici până aici, știi, și nici nu știi sigur până când. Mereu ești într-o așteptare de asta. Că dacă, și eu stau și într-un bloc cu oameni bătrâni și mor des aici. De fapt, eu le și atrag atenția când mai vine cineva pe la mine și mai ales când vin tineri, zic, bă, fiți atenți că la mine se moare în blocul ăsta. Sunt destul din vârstă. Bine, acum sunt invadate și de camerele astea, sunt invadate de pe bloc de fete, băieți, luați în gaz, chestii, o mișuneală aici, de oameni noi. Dar ăștia de bază mor. Blocul plomb. Aș vrea să terminăm într-un mai optimist. Cadru optimist. Pe și ce? Dacă aveți plăcerea să ne recitați câteva versuri. Sau să ne citiți câteva versuri. Nu, domnule, nu citesc, nu recit, nu pot, n-am vocea mea. Nu, chiar asta nu fac. Nu, m-a rugat și la oameni mai mari să le recit. La posturi mai mari și nu recit. Nu. Atunci mulțumim. Nu suni telefon, chestia, dar vreau să aude. Dacă sună telefonul... Păi sună telefon, ce n-ai voie să sună telefon, când vorbești cu mine.